Alianței de Comisia Națională Comună, Alianței de Politici Publice. Și suntem parte din cei responsabili ca părerile pe care le avem împreună să se transforme în propuneri de politici publice, părerile pe care le avem diferit să se transforme într-o dezbatere care la sfârșitul zilei duce în forma mai bună din ambele unghiuri. Și de ce spun asta este pentru că știu că și în sală suntem mai mulți cu păreri poate diferite despre unde să se ducă banii de la primărie. Ce e prioritar de făcut? Să susținem mediul de afaceri sau să susținem calitatea serviciilor publice? Să investim? Da. Sau mediul, bine, Mihai, sau mediul, sau social, sau familiile copii, sau, și lista poate să continue mult de aici încolo. Să susținem o administrație publică competentă cu servicii de calitate sau să micșorăm din administrația publică și să ajungă în mediul privat mai multe din aceste tipuri de servicii. Deci sunt încă niște întrebări pe masă, dar dincolo de asta ce ne unește foarte tare sunt bunele intenții și sigur că bunele intenții de unele singure poate să facă câteodată mai mult rău decât bine, în sensul care să ridice o speranță care trebuie să se transforme ulterior în fapte, dar ne unesc bunele intenții și istoria de a fi transformat intențiile alea în fapte și rezultate. Asta e ceva ce se vede de ambele părți și dacă e un criteriu principal pe care îl căutăm la echipele viitoare pentru primăriile din județ, ăsta e. Bunele intenții și capacitatea de a transforma acea bună intenție în rezultate concrete pe care să le simtă comunitatea și cetățenii. Nu e mult mai complicat de atât, dar nu e nici simplu de niciun fel. Data trecută când am venit aici, mereu mi se pare puțin special așa prezentarea în cadrul de partid cu structurile superioare care vin de la București și de fiecare dată când aud asta mă gândesc că de fapt eu de la București am ajuns din micro 12. Din Târgoviște. Părinții mei au lucrat la Romluc și la combinatul de oțeluri speciale. Acum sunt pensionar și în continuare în Târgoviște. Deci pentru mine aici e foarte mult acasă. Și când ajung la București că vin de aici. Și data trecută când am venit aici a fost în campania de europarlamentare după ce s-a terminat. Momentul în care tot împreună ne-am adunat și cu presa și mulțumim că sunteți în continuare canalul nostru de comunicare cu cetățenii, dincolo de prezența în stradă, Alianța USR Plus, așa cum bine știți, a câștigat la europarlamentare încrederea celor mai mulți dâmbovițeni, hai să spun așa, în sens larg, da? 15%. Și lucrurile pe care le-am făcut atunci împreună, între timp, în ultimele 6 luni, s-au transformat într-o bună reprezentare pe care o avem în Alianță în Parlamentul European. Sunt niște lucruri concrete care până la sfârșitul mandatului o să se simtă și în Dâmbovița și în Târgoviște, da? Negocierile și presiunea purtată pentru aderarea la spațiul Schengen. Dragoș Pâzlaru este membru în Comisia Comună care discută despre aderarea noilor state la zona euro. Și asta este ceva ce va afecta direct economia. La fel, Dâmbovița și Târgoviște sunt locuri în care, nu știu dacă se întâmplă să fie experiența multora din sală, dar sigur în vecinătatea mea e această realitate. O parte din familie au plecat să lucreze în alte țări. Au plecat, se întorc și atunci un lucru la care noi lucrăm în Parlamentul European e inclusiv această capacitate de a corela beneficiile sociale între țări. Dacă ai ajuns să obții un drept la pensie parțial dintr-una din țările în care ai lucrat, asta să fie accesibil înapoi când vii acasă ușor, transferul copiilor între școli și așa mai departe. Deci sigur că munca noastră comună de atunci și rezultatele se văd în eforturi concrete la nivelul Parlamentului European, dar suntem toți conștienți că de fapt și de drept oamenii se uită cel mai adesea la ce e cel mai aproape de ei. Școala la care le merg copiii, trotuarul din fața blocului, calitatea serviciilor administrației publice de aici, de acasă. Așa că tema noastră viitoare și poate cea mai importantă din campanii, și o să spun în cifre acum, da? Ce înseamnă asta pentru Dâmbovița. 89 de primari, 1201 consilieri locali, 35 de consilieri județeni, 35. După cum vedeți, avem o consultare productivă între forurile diferite ale partidului. Avem o democrație deliberativă. 35 de consilieri județeni. Deci, în total, 1326 de roluri în administrația locală, 1326 de oameni buni,
care poate să schimbe felul în care resursele pe care noi le punem la oaltă din taxele noastre sunt folosite înapoi pentru a crește calitatea vieții cetățenilor și în comunități. 1326. Acum, bun, suma asta sună mult, poate, da? E un număr mare. Pe de altă parte, decizie individuală. Dacă eu, alături de jobul pe care l-am în momentul ăsta, pentru că asta e un lucru tehnic care poate merită clarificat, că rolul de consilier local nu e un job. Deși, poate, în istorie oamenii s-au băgat în acest rol pentru bani, el e un rol de reprezentare, de reprezentare prin vot a unei decizii colective și atunci el poate fi realizat în paralel cu slujba pe care fiecare o are. Asta nu e ceva ce micșorează calitatea pe care o putem avea în rolul ăsta de reprezentare, din contră. Pentru că e foarte important să fii în continuare conectat la realitatea de zi cu zi, a industriei din care faci parte, a activității pe care o ai. Pentru că, iarăși, este un lucru foarte important. E important să profesionalizăm din ce în ce mai mult administrația publică, deși și acolo sunt în continuare niște oameni foarte buni. Dar e important să păstrăm ușa asta mereu deschisă, legătura între lumea reală și ce se întâmplă zi de zi și problemele pe care fiecare cetățean sau domeniul de activitate le are și felul în care administrația publică poate să răspundă la asta. Mulțumesc mult! O să mai povestim în partea a doua de întrebări și răspunsuri.